În acest moment, muncitorii execută lucrări de decopertare a asfaltului uzat, urmând ca în câteva zile aceștia să înceapă săpăturile pentru a ajunge la cota zero. Executați aici? Reabilitare străzi din orașul Cernavodă, respectiv strada Energiei, strada Călăraș, strada Cazărmii, în primă fază. Și mai exact, care sunt pașii pe care îi fac muncitorii? Pașii făcuți sunt următorii. Se face decopertă, se face săpătură în adâncime la 50-55 de centimetri, se montează un strat de 30 de centimetri de balast, un strat de 15 centimetri de amestec optimal de piatră, după care urmează două straturi de asfalt, un strat de 6 centimetri de BAD, un strat de 4 centimetri de uzură, respectiv trotoare și guri de scurgere. Guri de scurgere care vor fi direcționate către canalizarea existentă. Toate străzile implicate în acest proiect, aceasta este prima? Da, aceasta este prima stradă cu care am început. Când ați început și când estimați că veți termina toate străzile? Păi termenul de execuție conform panoului este 20.08.2020. Noi estimăm că vom termina probabil mai devreme, cu măcar 2-3 luni. Acest proiect sunt patru străzi, este strada San Sebastian, este strada Energiei pe care ne aflăm acum, avem Cazărmii, este strada care coboară către Seimeni și mai avem strada Călăraș. Aici suntem pe tronsonul de la liceu până aici la Edele, cum numim noi această stradă. Aici vom schimba conductele de apă rece și vom continua până la strada San Sebastian. Acum este în prima fază, ca să nu blocăm circulația și sper cât de curând să ajungem până jos în strada San Sebastian. Pe ce fonduri este acest proiect și care e valoarea lui? Sunt din fonduri proprii, da? Este o valoare de 7 milioane de ron în cele patru străzi, cu schimbare conductă, tramă stradală și asfalt, trotuare, absolut tot. Adică este un proiect normal, este un proiect de care cetățenii au nevoie. Este proiectul nostru, este strada noastră, este orașul nostru, este un proiect normal.
cel mai amplu pachet privind reabilitarea infrastructurii rutiere a 72 de străzi, lucrările sunt un toi. Acum muncitorii se află pe strada Zborului, unde este în curs de pregătire turnarea primului strat de asfalt. Acum peste 30 de ani, tu o să fii mândru când treci. Mulți ani! Așa, mulți așa moare! Am dat la urmă!